Bună, dragilor! Bine ați venit pe canalul meu! Eu sunt Beatricia și astăzi vă propun să facem împreună tortul Charlotte, un tort foarte vibrant și totodată un adevărat clasic în lumea cofetăriei. Varianta pe care vă prezint astăzi este cu fructe de pădure și este un adevărat deliciu. Haideți să începem! Pentru a realiza acest tort vom avea nevoie de biscuiți savoiarde. Anume, ei sunt cei care caracterizează cel mai mult acest tort. Rețeta acestor biscuiți v-am prezentat-o în tutorialul precedent, sunt cât se poate de simplu de făcut, însă dacă nu vă permite timpul, cu siguranță îi puteți procura din comerț. Primul lucru pe care îl vom face este să tăiem biscuiții astfel încât să-i putem așeza plat pe platoul de servire, de jur împrejurul tortului. Acest pas nu este absolut obligatoriu, dar va oferi tortului final un aspect mai îngrijit. Îi tăiem astfel încât toți să aibă exact aceeași dimensiune. Pe lângă biscuiți, am mai pregătit și două foi din exact același blat cu diametrul de 16 cm. Și iarăși, dacă doriți, în loc de foi puteți folosi doar biscuiți, întrucât gustul va fi exact același. Am introdus prima foaie în inel, iar acum putem trece la pregătirea musului. Musul pe care îl vom pregăti este mai complex, întrucât este alcătuit din mai multe componente pe care trebuie să le pregătim separat. Primul element este frișca. Vom bate prima parte de smântână indicată în rețetă, doar până se îngroașă un pic. Deci o batem cam pe jumătate, nu până la vârfuri tari. Atât e suficient. În continuare, vom pune piureul de fructe într-o cratiță și vom adăuga zahărul. Acest piure l-am obținut dintr-un amestec de zmeură, coacă de roșii și căpșuni, pe care le-am dat prin blender și le-am strecurat printr-o sită. Amestecăm piureul și îl vom aduce la fierbere. În momentul în care a fiert, îl vom transfera într-un bol pentru a se răci. Următorul component este o cremă de gălbenușuri, pentru care mai întâi vom hidrata niște gelatină în apă rece. Într-o cratiță mică aducem la fierbere a doua cantitate de smântână indicată în rețetă, iar între timp într-un bol vom amesteca puțin gălbenușurile și zahărul. Nu e nevoie să amestecăm mult, doar cât să le descompunem, iar în momentul în care smântâna a atins punctul de fierbere, vom lua de pe foc și o vom turna încet puțin câte puțin peste amestecul de gălbenușuri, amestecând activ în același timp. În așa fel, temperăm gălbenușurile. După ce am turnat toată smântâna, vom întoarce tot amestecul înapoi în aceeași cratiță și vom amesteca compoziția în continuu la foc minim până ajunge la temperatura de 80 de grade. Crema trebuie să se îngroașe un pic, însă este foarte, foarte important să stați cu ochii pe ea și să nu treceți de temperatura indicată. Dacă o scăpați din vedere, se va separa și nu va mai putea fi salvată. În momentul în care crema a atins 80 de grade, o luăm imediat de pe foc și o strecurăm printr-o sită. Topim gelatina hidratată timp de câteva secunde la cuptorul cu microunde și o turnăm în crema de gălbenușuri, amestecând activ. Vom da crema deoparte și acum urmează ultimul component de bază și anume o bezea. Punem bolul cu albușuri pe o baie de aburi și adăugăm zahărul. Amestecăm albușurile în continuu până ating temperatura de 70-72 de grade și tot zahărul se dizolvă complet. Când albușurile au atins temperatura necesară, luăm bolul de pe baie de aburi și începem să batem albușurile la cea mai înaltă viteză a mixerului până obținem o bezea stabilă și lucioasă. Bezeaua este gata și acum a sosit momentul să unim toate componentele împreună pentru a forma musul. Peste bezea vom adăuga piureul de fructe, vom adăuga de asemenea și niște fructe proaspete, eu am ales un amestec de zmeură și căpșuni pe care le-am tăiat cu bulețe. Am adăugat de asemenea și niște coajă de lămâie pentru a scoate și mai mult în evidență aroma vibrantă a fructelor. Și bineînțeles, la această etapă puteți adăuga și puțină vanilie, eu am uitat să o adaug aici și veți observa că am adăugat-o puțin mai târziu. Amestecăm totul bine, după care vom încorpora crema de gălbenușuri.
La final vom combina toată această compoziție cu frișca bătută mai devreme. Amestecăm totul activ cu untdeal până toate ingredientele se omogenizează. Musul este gata, are o aromă senzațională. Vom turna jumătate din el peste prima foaie pe care am introdus-o în el. Nivelăm puțin suprafața și plasăm deasupra a doua foaie. Turnăm deasupra tot musul rămas și dăm tortul la frigider. Iar acum vom pregăti un sos de fructe cu care vom acoperi stratul de mus. Hidratăm din nou niște gelatină în apă rece. Iar într-o cratiță să adăugăm piureul de fructe și zahărul. La primele semne de fierbere, oprim focul și adăugăm gelatina hidratată. Amestecăm activ până se topește complet și transferăm piureul într-un bol pentru a se răci. Când piureul s-a răcit până la temperatura camerei, îl turnăm direct peste stratul de mus și întoarcem tortul înapoi la frigider pentru minim 2-3 ore. Apoi eliberăm tortul cu atenție din inel și decorăm marginile cu biscuiții savoiarde. La final, în mod tradițional, tortul se leagă cu o panglică și se decorează cu fructe proaspete. Este cât se poate de atrăgător și elegant, are un gust foarte răcoritor și este acel clasic cu care pur și simplu n-ai cum să dai greș. E minunat! Linkul spre rețeta integrală scrisă poate fi accesat în descrierea acestui video. Iar eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și vă invit cu drag să explorați și alte rețete interesante de pe canal. Până data viitoare!